Sepsii Sfântul Gheorghe s-a simțit ca acasă la Alba Iulia grație unei galerii incendiare venite din Covasna, dar și pentru că suporterii alba iulieni din grupul Arnsberg au uitat încurajările acasă, foarte puțin dintre ei fiind prezenți la meci. Dar asta nu le-a împiedicat pe levele lui Miroslav Popov să evolueze la nivelul adversarelor, care conduceau la pauză cu un ușor avantaj. E curios cum, iată, pe final de al doilea sfert, la fel ca și în primul, nu ne mai concentrăm în deajuns, fapte care a profitat din plin formația oaspete. Pavel Supanu acum coș, 33-29, probabil un ultim atac al acestui al doilea sfert până la pauză, cu Sepsi la posesie. Anemarie Părău nu se grăbește, mai sunt 5-4 secunde, 3-2, aruncă de 3 puncte, Murphy nu intră mingea și final de sfert 2. Așadar, la pauza dintre cele două jumătăți ale partidei, Sepsi Sfântul Gheorghe conduce aici la Alba Iulia CSU cu scorul de 33-29. Sfertul 3 a fost unul incendiar, cu universitarele în revenire și cu un public mult mai aproape de levele lui Miroslav Popov, iar prestația mai bună a basketbalistelor din Alba Iulia s-a reflectat și pe tabela de marcaj. Un ultim atac în acest al treilea sfert și posibilitatea de a ne distanța pe tabela de marcaj. McFarland, Price pe dreapta, Agumbiade pătrunde. Larisa Toma nu reușește să recupereze, o face însă foarte bine Price. McFarland, Agumbiade aruncă de 3 puncte, nici de această dată nu reușește să înscrie. Se dă 1-1, mai sunt nici 2 secunde din acest al treilea sfert și posesia rămâne la jucătorile noastre. Să vedem ce vom mai putea face. În acest interval foarte scurt de timp, McFarland, Price, coș! 45-41 indica tabela de marcaj în favoarea universitarelor, înainte de sfertul 4 al partidei și suporterii albaiulieni visau frumos. Din păcate, speranțele unei victorii dătătoare de speranțe s-au năruit în ultimele 10 minute de joc efectiv pe fondul oboselii echipei gazde și a prestației mai bune a formației din Sfântul Gheorghe. Scor final 55-63 pe sferturi 12-19, 17-14, 16-8, 10-22. Totul e pierdut, stimați prestatori. În finală, trebuie să recunoaștem, va juca echipa mai bună, care, iată, reușește să-și asigure prezența în marea finală a Ligii Naționale de Basket Feminin, după doar două meciuri. A învins la Sfântul Gheorghe la 12 puncte diferență, 66-54. Înving și astăzi aici la Alba Iulia. CSU Alba Iulia va juca în finala mică împotriva formației CIM Arad, iar Sepsi Sfântul Gheorghe va disputa titlul de campioană în compania echipei CSM Târgoviște în finala mare.